poziției 28-53, din 10-a 2-a. Avem pe ordinea de zi 7 proiecte și 2 note suplimentare. Prima notă cu un proiect și a doua cu pe 3 proiecte. Procurere. Dau cuvântul la doamna secretar. Bună ziua! Bine ați venit! Într-un număr total de 19 consilieri locali, prezenți sunt 16. Absentează domnul consilier Grosan, domnul Romeo și domnul Marian. Supun la vot cu procesul verbal al ședinței din 23 aprilie 2015. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul consilier Trofim și-a depus raportul de activitate pe anul 2014. Propun pentru proiectele de hotărâre ce privesc persoanele să fie votate prin modalitatea votului deschis. Cine este pentru? Mulțumesc. Propun astăzi ca președinte de ședință să fie domnul consilier Brunescu. Cine este pentru? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna februarie. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în adunarea generală acționarilor la SECE, stațiunea Oglinii de Sa, luna februarie 2015. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea Comercială Centrul de Întreținere Urbană pentru anul 2015 și estimări pentru următorii 2 ani, precum și a statului de funcție pentru anul 2015. 5. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor prestate de SECE ECO Târgu Neamț pentru activitate de colectare, transport și depozitare temporară a deșeurilor. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale ECO pentru anul 2015 și estimări pentru următorii 2 ani, precum și a statului de funcții. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2015. Nota suplimentară numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean. Și notă de propunere suplimentară numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la spitalul Târgu Neamț. 2. Proiect de hotărâre privind deblocarea în vederea scoaterii la concurs sau unor posturi la spitalul Târgu Neamț. Și 3. Proiect de hotărâre privind notificarea statului de funcții la spitalul Orășeni Târgu Neamț. Supun la vot cine este pentru, împotriva, abțineri. În unanimitate, termen. Dau cuvântul domnului viceprimar. Primul proiect de hotărâre fiind votat de dumneavoastră, trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în adunarea generală a acționarilor la societatea SECE Stațiunea Oglinzi S.A. din luna februarie 2015. Proiectul de hotărâre a fost discutat pe comisii. Aș vrea poziția Comisia 1. Aveți favorabil. Comisia 2. Propunerea. Da, cu persoana domnului Stoica, da? Nominalizat și persoana. Comisia 1. Da, nominalizat pe domnul Stoica. Comisia 2, tot pe domnul Stoica. Da, nominalizat. Comisia 3. Aceeași propunere. Sunt discuții? Consiliul Dorobin. La acest proiect de hotărâre aș spune următoarele lucruri. Dacă legea prin termenie participarea fără drept de vot ca invitat și altor persoane la ședințele acelea, în afară de reprezentantul legal al acționarului orașul Târgu Neamț, domnul Mihai Stoica, să participe și doamnele consilieri local Mihaela Marian, Florecianu Marian, că sunt două doamne, ca oameni de afaceri, respectabile în orașul Târgu Neamț. Și mă gândesc că pot să-l sfătuiască. Deci să-l sfătuiască acolo, la fața locului, zesul are drept din vot. Da? Deci efectiv, deci legal. Dar mă gândesc că poate că pot aduce un plus. De asta, nu că am fost noi bărbați, tot bărbați, am de arăt acolo în apă. Și am rezolvat și am rezolvat, sigur, fără să se scrie cineva. Dar mă gândesc că poate este foarte bine să, ca domnul primar și domnul Mihai Stoica să fie însoțite și aceste două doamne consilieri locale. Mai ales că
În aprilie 2014 noi am aprobat plata unei cotizații anuale de 3.000 de lei pentru la Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneare Climatice din România. Deci facem parte și noi din asociație. Deci stațiunea Oglinzi, nu ești o stațiune balneară, noi dăm cotizația și convenim. Deci care invitați, domnul primar, dumneavoastră, să faceți demersul necesar, cum stați din timpul, din timp acest lucru. Și eu propun ca să facă parte din asociația dumneavoastră, domnul Stoica, domnul Trofin, haideți să vă spun eu un lucru. Este stațiune balneară în conservare. Transilvania are 5 stațiuni balneare în conservare, printre care stațiunea Băile Oglinzi. Părerea mea este când va merge domnul Stoica acolo și cu domn primar și cineva mai merge. Eu vă spun, strategia SIF-ului... Da. Strategia SIF Transilvania mai nouă este orientarea investiției în domeniul energetic și domeniul bancar, domenii care produc profituri rapide. Nu am mai investit, cu excepția Brașovului, da? Vorbim de ARO, da? Și Tușna, nu am investit, pentru că sunt acolo și acționari, sunt fonduri speculative, oameni care vor dividende, da? La sfârșit toamnă și mai puțin investiții. Asta e investiție care produce pe termen lung. Și ar fi o investiție bună, având în vedere, nu mai începe, cum spun, proprietățile apelor clorosodice, locul 5 în Europa, după Carlo Vivani și așa mai departe. Da? Mai avem o majorare de capital, da? Ne convoacă, pentru ce convoacă adunarea generală de extraordinară acționare? Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport în numerar, în sumă de 582.300. E posibil să aibă nevoie de bani pentru a funcționa. Pentru că au terminat bănuții dinainte, trebuie plătit prima de pază, trebuie plătit salarii. Apropo, noi avem și un membru Consiliului de Administrație, o persoană... Da, au de plătit și impozitul la primărie. Și impozitul la primărie. Nu știu, dacă sunt în conservare, plătesc? Plătesc. Plătesc. Exact. Și trebuie majorat cu următoarea idee. Să știți că în anii din urmă eu m-am dus cu lecțiile bine făcute în această întâlnire cu SICU. Noi ne-am ținut de cuvânt, da? Consiliul Județean a făcut drumul, a asfaltat. Primăria ce face? Tocmai se termină anul ăsta canalizarea și aducerea și stația de epurare. Păi SIF, eu ca partener în această asociere, dată de exemplu de domnul Rădulescu la vremea respectivă într-o întâlnire a asociațiilor tuturor membrilor în stațiunile valori climaterice, a fost dat acest parteneriat cu Târgu Neamț ca un exemplu de succes cu autoritatea publică locală. Și având în vedere că noi părțile celelalte și-au respectat angajamentul, mai trebuie SIF-ul să-și respecte angajamentul, adică să vină cu acea investiție. Și acum să vedem dacă va veni sau nu va veni, pentru că dacă ei vin și subscriu această sumă, are loc diminuarea procentului orașului Târgu Neamț, da? Noi avem 33%. Da, dacă îmi permiteți, deci ce știu eu. Chiar dacă votez împotrivă, ei având majoritate, cum putem afecta decizia lor, datorită faptului că au 51%. Sau să-mi spună până atunci în ce condiții putem anula acest proiect parteneriat public-privat. Că ei, având 51%, punem pe masă, nu suntem de acord cu reacatorul social. Asta nu arată o investiție. Arată o diminuare valorii ca acțiunilor noastre. Clar. Care sunt condițiile de a anula acest parteneriat? Trebuie să găsiți neasă, dați un pic, ca să... Banii este să plătească în funcționare, domnul Stoica. Ei nu mai au bani să mai plătească alea. Dar există condiții. Și noi trebuie să venim cu ofort proporții cum scrie în acest convocator cu vreo 1.800.000. N-avem cum să venim că nu ne aranjează bugetul. Le-am dat și 6 hectare de teren. Depinde că ce-au respectat și ei condițiile. Suntem parteneri, 6 hectare. Și alea 6 hectare reprezintă vreun 1.500.000, 1.600.000, dacă nu mă înșel. Da? Zic bine? Da, atât ai domnul Dadia, nu vreo 6 hectare, nu? Mai avem terenurile de subactive. Domnul consilier Dron. Aceea problemă vreau să ating și eu. Deci, mărim capitalul social, el nu este obligat la momentul respectiv să-mi spună ce face cu banii. Domnul, vrem să mărim capitalul social, să facem investiții. Pot să presupun că o să vină procurorul. Ascultați-mă. Deci vine cu 5 miliarde în plus. Clar că procentul nostru de participare la acțiune este să diminuiască, da? În condițiile în care, toată lumea știm că la această asociere, la înființarea acestei societăți, ca să zic, da? Acționarul, primăria Târgu Neamț, Consiliul Local Târgu Neamț, a venit cu niște bunuri, cu 6 hectare de teren, care la vremea respectivă nimeni nu a avut în cap să-ți treabă ce teren am dat noi.
Nu e valoarea terenului. Valoarea terenului este teren agricol. Ori acolo este pădure. Sub această pădure sunt rezervele de apă sărată care se folosesc la stațiuni. Deci putea să-i dea altă valoare. Deci, băi, în mod normal, trebuie să caut cel puțin 50% acțiuni la această combinație. Da. Ori nu s-a făcut, deci SIF-ul Transilvania majoritar, n-a făcut absolut niciun pas în acest moment. De asta, mandatul reprezentantului care va participa trebuie să fie foarte clar, dar în acord cu legea, pentru că, într-adevăr, degeaba nu ridic mâna sau zic nu, pentru că nu ține cont nimic. Va diminua cota la toți acționarii și a firmei din Roman, păi, la domnului Țarălungă. Nu știu ce interes au ei alții. Dar trebuie văzut, studiată problema, cum am putea pune problema fie a ne retrage din această societate. Dar te poți să retrage pentru că o parte nu s-a ținut... Știu, poate motivat de faptul că ei nu și-au făcut sarcinile care au fost... Nu și-au respectat partea lor. ...protocolul de constituire a acestei societăți. Sau în altă formă de retragere, nu există să mă poată obliga să mai merg în parteneriat cu ea, atât timp cât ei și-au făcut datoria. Și nici nu pot să rămâncă în pagubă, trebuie să existe un mod legal de a rezolva. O clauză contractuală de a rezilia unilateral contractul. De-aia zic, trebuie de data asta ridicând piciorul în prag și nu lăsați să-și majoreze capitalul social așa cum chiar numai cum vor ei. De acord, domnul stimatii coleg, dar nu, astăzi iau 51%, sunt majoritate. Bun, putem să ne spunem părerea, opinia. Din punct de vedere legal, ei votează și nu țin cont de părerea noastră. Chiar dacă ne-am aliat cu alaltă proporție de acționariat existentă. Bun, trebuie să ne ducem mai degrabă cu o întâmpinare aici, să spunem, nu suntem de acord mai capital social, din trei considerente. Să știm, le-am repetat aici. De aceea, vă rog, aparatul juridic să... E posibil până în 26. E posibil până în data de 26, când e apărarea generală, să luăm legătura cu ceilalți acționari. Se informeze scopul măcar. Exact. Scopul. Care e scopul mărei capitalul social? Adică, că dacă o fi investițional... Dacă vine... Își datez datorii de 2014, inclusiv impozitul la primărie. Și funcționare pe 2015. Da, exact. A, uite, e o chestie, da. Ei zic că îmărești valoarea de acțiune și... Da, așa au fost și anul trecut, Dan, n-ai fost. Să la vreo, la început de an, au venit cu majorare ca să-și plătească datorii în 2030. Și cheltuiesc funcționarii. Cât s-au mai rămas? Eu știu... Eu știu contracara chestia asta în justiție. Eu știu sigur că toți ceilalți acționari vor să se retragă. Trebuie să găsim o bază legală, de prin vedere juridic vorbind, să vedem cum. Dacă mergem și ne judecăm în câțiva ani, rămânem... Te retragi și faci tu primării cu 6 hectare ceva. Păi fără discuții, cu 6 hectare, deci dacă ai 7 sărate... Deci 5-6 ani ei plătesc datorii și au urmăresc capitalul ca să plătească datorii și rămâi cu bunul ăla. Tu rămâi cu bunul ăla. Da, vom avea o discuție cu... O să spun într-o zi, o să... Pe tema asta, înainte, pregătorul și liniștii noștri, o să mai avem și un avocat care am discutat deja cu dânsul și o să discutăm și cu tine și cu o să mai vine și doamne Pasilie, trebuie să facem și doamnele și prezentele. Ei în 11 ani de zile au devenit acționari majoritari numai pe considerentul ăsta. Regula asta ne aplică nouă. 2013, 2014, 2015. N-am mai majorat până acum, e prima dată când majorez. Nu? Anul trecut, mă scuzați, au terminat banii care aveau ei la începuturile asocierii. Au avut niște bani. Un capital social. Au avut un capital social care s-a epuizat. Subscris. S-a epuizat. Banii ăia s-au epuizat, nu mai sunt. Au nevoie de bani ca să funcționeze în continuare. Și de asta se face. Spune cash, da? Acum e momentul. În numerar. Da. În acordul. Ei sunt au o perioadă de investiție prin acordul de asociere la acest parteneriat? Nu. N-au un termen. Nu se poate. Adică nu există condiție contractuală în acest sens? Nimic. Ei s-au angajat că o să fac investiție, dar nu spune până în anul, nu știu cât. În acest acord, spune că noi ne angajăm să asigurăm utilitățile, Consiliul Județean, drumul și restul. Celălalt părți și-au respectat angajamentul domnul consilier inițial de asociere. Stații de vehicule curate, canalizare, da, de apă și făcut drumul. Asta e problema noastră. Pentru că domnul Stoica este un consilier, domnul Bomboan, e succesul, vreau înainte să-i... Și e mult mai implicat în fenomenul turistic, domnul Stoica. Adică să înțeleg interesul lui comunității Dublacea.
Daniel, deci putem concret de două bucătare fiecare de pe lașină. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumim. Vreau să mulțumim proiectul numărul 3. Consilier Trofim pentru aprecierea făcută și să vă asigurăm că ne vom implica mult prea mult ca să dovedim că doamnele consilieri sunt cu adevărat implicate în urmă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare privind executarea unor activități comune între Poliția Orașului Târgu Neamț și Poliția Locală Târgu Neamț. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Discuții. Da. Proiectul 3, proiect de cooperare între Poliția Orașului Târgu Neamț și Poliția Locală Orașului Târgu Neamț, este un proiect bun, structurat din 7 capitole, opresc un pic la articolul 2, unde sunt acțiuni comune. La un subpunct care spune, depistarea și sancționarea persoanelor apte de muncă care apelează în mod repetat la mila publică. Cum treceți de autogară și pe stânga și pe dreapta, cum lasa invenția după aceea când am văzut, dar deja ești asaltat. Mai este parcul, cum se cheamă, e un cream, cu diagonala aia 5, stau la rând, nu după aia, mai e loc să intri în piață. Deci, trebuie făcut. Dar asta e și motivul pentru care am inițiat. Băi, de asta am spus, că e binevenit și așa. Depistarea conducătorului la rând, care parchează pe trotuare, se blochează trotuare și noi care suntem mai mari putem trebui, dar un copil care nu este neatent, are intenția să depășească și trebuie prin întâmpinat, se pot întâmpla multe. Depistarea și sancționarea proprietarilor de animale, știți, la Ozana până la bariera, acolo se face o cireadă de libertate. E indicat să le ducă, dar să găsăm undeva o colie. Trebuie să le ducă de colie la locul. Asta s-a discutat și anul trecut, în zile. Este și articol de modelări, consiliu. Mulțumesc. Da. Mai sunt intervenții? Doamna Cetrămană. Am spus și Comisia Economică, deci mai multă implicare în ceea ce privește colaborarea între cele două părți, în ceea ce privește ordinea și liniștea publică în oraș. Da, mulțumesc. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? La poliția. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielor al Societății Comerciale Centrul de Întreținere Urbană Serile pentru anul 2015 și estimări pentru următorii 2 ani, precum și a statului de funcție pentru anul 2015. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 2 avizează favorabil. În schimb, solicită ca la ședința ordinară, din luna februarie, să fie prezentat de către cele două conduceri respectiv AGA de la CIU, face referit după aia același lucru și la IECO, să prezinte raportul de activitate pe anul trecut al societății, dar nu în trei cuvinte, ci exact cu rezultatele raportului Curții de Conturi, cu raportul făcut de către compartimentul de audit al primăriei. În fapt, datoria și exact în februarie 2012, am solicitat Consiliului Local să se facă o verificare de către Consiliul Local la prim local. Bine, atunci am fost blocat, refuzat, întoarsă hotărârea că nu e nevoie. Sunt semnale și decât să discutăm pe la colțuri. La CIU. Vorbesc de locatul la de atunci. CIU actual. Mare diferență e de nume. Sunt semnale că treburile nu sunt în regulă acolo și fac datoria să solicit această analiză foarte temeiată pentru a ne întâmpina unele de reguli. Și este bine ca aceste analize, zic eu, să le facem trimestrial cu ajutorul compartimentului audit pentru a le tăia unghiile și nu a fi nevoie să tăiem mâna sau capetele după aceea. Adică să luăm măsuri de decapitare. Atât. Comisia 3. Da. Avis favorabil. Mai vreau să intervin, mă scuzați dumneavoastră. La CIU deja suntem în procedură de audit cu doamnele de la compartimentul nostru și sper până la ședința ordinară, sper să avem un raport a celor de la audit cu problemele care s-au constatat acolo, iar după acel raport domnii de la CIU și cu dumneavoastră, versul din Consiliu, să luăm o hotărâre. Domnii membri, AGA și Consiliul de Administrație trebuie să înțeleagă
că au o importanță deosebită în aceste societăți. Eu nu vreau să amintesc ce s-a întâmplat cu, au dat declarații după cazul de la Primul 4, au trebuit să dea declarații, că de ce așa, de ce așa, de ce așa, de ce așa. Deci responsabilitatea este destul de mare. Conducerea executivă a societății, o să spună, domnule, eu am făcut aceste abateri, deci am comis aceste abateri pentru că există o hotărâre din AGA. Și nu am făcut altceva decât am executat ce au hotărât. Asta e corect. Deci numai, rugămintea este, nu știu dacă așa faceți sau nu, dar nu mai semnați hotărârile de AGA fără să le, să le vedeți. Sau fără să le analizați cum trebuie. Dar avem aici, noi am solicitat în comisii să vină rapoartele celor trei conducători și dacă mă uit bine aici pe stat de funcții, o hârtie neștampilată, ne... Completare la anexa nouă. Ah, mă scuzați. Din 21 de oameni, vreo 10 sunt conducători și servicii. Sunt două rapoarte, dar a prezentat doar domnul Mironeasa și domnul Aflaie, celălalt. Domnul nu a venit să prezinte raportul de activitate. Și asta e chestie pe care eu o spun de 2 ani de zile. Bine, verba vola în scripta manie, pe care a făcut scris. Nu rămânem la capitolul de bune intenții. Dacă vă citiți, să vă spuneți în monitoare. O să citiți probabil raportul care e scris de mână, mi se pare chiar... După domnul Aflaie, trebuie să-mi dea de Consiliul Local și cum era să-i dea de bani. Vorbim și de schema acestor societăți. Dacă vin accept banii. Uitați-vă la cheltuielile de personal, care vreau toate cele din ei. Da, eu deci la ședința ordinară s-a analizat toate rapoartele, era subiect extraordinar în ajuns. Deci la ședința ordinară a analizat toate rapoartele celor trei conducători. Păi da, dar să vină și funcție de banii pe care iau ce activitate prestează. Ca să iau 500 de lei în mână, știi cu toții ce s-a analizat. Să vină cu raport să vină să-mi spună ce faci. De fapt, șeful de unitate o să vină. Și fac o paranteză aici, dacă îmi permiteți, ar fi bine să solicităm, și cred că subscrieți cu toții, ca toate societățile subordonate Consiliului Local, cât și aparatul de funcțiune a primăriei cu șefii de servicii și departamente, să vină când se vine cu statul de funcții și organigrama, inclusiv cu salariile pe care le încasează, pentru că sunt bani publici. Și salariile nu pot fi secrete. Păi singurul care a prezentat așa este CIU. Deci orice înseamnă bani public, veniturile trebuie să fie publice. Și am spus-o și în comisii și o repet, fără să țin parte nici domnului primar, nici domnului viceprimar, sunt informată că sunt salarii în aparatul de funcționare a primăriei mai mari decât ale primarului, viceprimarului. Și să vedem și noi ce salarii sunt în primărie. N-are cum știți ce vorbim. Domnul Stoica, haideți să ne informăm și ulterior să vedem. Da, rămâne în atenție. Dar rămâne să vină, să cadrul primăriei sunt persoane care iau salarii, în special stimulente, în special cei de la taxe și impozite. Nu-i bine să știe cetățenii orașului. Da, dar să știe, asta este pe site-ul primăriei. Nu-i problema la aparatul primăriei, problema este la... Asta din direcția buget finanțe, unde nu-i de astăzi, de ieri, acel stimulant, ci din anul 2010. Domn primar, dar acceptați să vină toți trei, domnule, să spună ce au făcut. Nu numai șeful. Dar făcut discuții, domnule, da, de la... Acceptați să vină toți trei. De la CIU. Corect. Dar CIU ăsta e pe profit? Da. Mare, nu e consilier din anul. Profit, dar la CIU. Cu atât să șef. Da, discutăm la bun. Deci mai sunt discuții. Votăm acest proiect de hotărâre cu amendamentul ca în ședința ordinară să prezinte și AGA de la CIU un raport de activitate și domnul Mironeasa Aflaie și Emi Buduroi și Aflaie să fie prezenți aici personal și să prezinte raportul de activitate. Da. În ședința ordinară. De acord, da? Cine este pentru? Împotriva se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor prestate de SCE Ecotg SRL Târgu Neamț pentru activitatea de colectare, transport și depozitare temporară a deșeurilor.
Comisia numărul 1. Comisia 2. Comisia 3. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Domnul președinte, noi avem un amendament de aici, da. Eu am trecut. Da. La vorba de la tarif, e vorba așa, de specificat că acceptăm majorarea. Deci aprobă majorarea așa, cu condiția ca în acest tarif, acest tarif se includă și transportul la atâta tot, deci asta e. Da, deci cetățenii orașului trebuie să fie informați corect. Corect, așa. La urma discuției, în ședința de comisie cu comisia care a participat și domnul primar, s-a discutat cu reprezentanții de la IEBO, cam prețul pe care dânșii au venit și cu care l-am convenit, este inclusă și taxa de groapă și transportul gunoiului de la Târgu Neamț la depozitul conform de la zero. Oamenii să fie informați corect, cetățenii. Aveți în proiect? Da, oamenii au vrut să știe ce am votat noi și am discutat în comisie. Vedeți că proiectul de hotărâre se referă la data intrării în vigoare, zice 1 februarie. Deci data de intrării în vigoare este data adoptării hotărârii. 16. Noi în comisie am discutat și alte lucruri. Probabil am discutat și comisii celelalte două. De exemplu, să ne gândim pe viitor să nu mai fie o taxă pe persoană, să facem o taxă pe gospodărie. Da. Adică ai 5 membri ai familiei, plătești fiecare, faci o taxă pe apartament. Pe deci avem mai multe discuții de făcut după ce o să se aprobă eu. Exact. Poți să lați cu prețul să... Cu siguranță va da când se dă drumul la Giroc. Și se pun în egalitate cei cu butilaj, de ce mai au pe acolo, cu... în fel de probleme care le au la nivel de Consiliul Județean, de Consiliul Județean, de groapă la Giroc, atunci vom vedea o taxă pe gospodărie. Cu siguranță familia care are 5 oameni în casă va plăti mai puțin când vom merge pe o taxă pe gospodărie, decât cum e asta. Asta e un aspect. Sunt, am înțeles de la domnul Toma, cam 50% din apartament, gospodă, au contract încheiate. Noi am putea să lăsăm prețul mai jos dacă ar crește gradul de colectare și gradul de cuprindere cu contracte a celor care produc gunoi, nu? Dacă se rezolvă domnul la Gila, nu venim și noi cu proiect de hotărâre și... Da, dar instituirea din nou altă taxă la ora actuală nu mai este posibil, până la începerea noului an fiscal. Nu, pe viitor am spus. Pe viitor am spus. Proiectul 6. Domnul președinte, vă rog, nu vă spărați. Vă rog să repuneți la vot acest proiect cu amendamentul propus de Comisia de Urbanism. Bun. Cu amendamentul Comisia de Urbanism. Dar în toate comisiile s-a discutat acest lucru. Cu amendament. De acord. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale Ecotec SRL pentru anul 2015 și estimări pentru următorii 2 ani, precum și a statului de funcții pentru anul 2015. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumim. Și proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2015. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Discuții. Supunem la vot. Discuții. Trebuie, da. Când am spus, deci eu zic am da. Mulțumesc. Vă rog să vă uitați. Mă uit, dar m-am uitat la matare chiar, da, întârzierea, să zicem. Mă scuzați? Nu are nicio problemă. Da, se rezolvă. Îmbătrânirea. Ei, nu pot să cred eu așa ceva. Am citit proiectul de hotărâri la din proiectul de buget din 2015. Am ascultat și astăzi că toate modificările care s-au făcut prezentate de doamna Carpi. Aș ruga să stabilim pe cât posibil anumite priorități, așa cum a spus și domnul primar, privind lucrările de investiții. Aș ruga să fie prins în proiectul de buget în 2015 rigolele detonate pe HTC, unde s-a modernizat drumul. Bineînțeșor. Bineînțeșor.
și pe Nemțișor. Acolo există o soluție de proiectare, deci o vedem. Dar deci acolo nu este prins, vă rog. Deci face, trebuie să facă recepția, oamenii și ei, când se face un plouă și vine primăvara, vă întrebați. A doua, l-aș ruga să fie prins trotuarul, cele două trotuare. De la OMV Petrom, da, Cumulești Noi, măcar pe o parte, și din barieră la strada Dacii, măcar pe o parte, având în vedere că aceste două tronsoane de drum se desfășoară în afară de traficul ușor și traficul greu. Într-un termen foarte scurt, urma o discuție cu domnul primar, strada Castanului va fi gata. Se vor pune indicatoare de circulație și toate mașinile vor circula pe acolo. Și oamenii respectivi nu au pe unde circula decât pe drumul. O altă problemă. V-aș ruga să ne ținem de cuvânt cu cele două parcări rezidențiale care le-ați propus și să le realizăm. Chiar cât de greu o să fie anul ăsta financiar, dar trebuie să le realizăm. De asemenea, continuarea lucrărilor care le-am început. Veteranii, Vasile Alexandrii, Arșceceu, ăsta Nemțișorul, da? Și alte străzi. Aș avea rugăminte la domnul primar să facă adrese, dar în funcție de și cum vin banii pe ordonanța 28-2013 la societății comerciale care au contracte pe aceste lucrări să vină la lucru, să finalizeze aceste lucrări și cu temă excepțională. De asemenea, aș avea rugămintea să țineți cont, domnule primar, în calitate de ordonator principal de crete de amenajarea intersecției Mihai Viteazu, Mărășești, Ion Roată, Băile Uvinț, Vienamin Costache. Totul este bine, atât dacă nu se întâmplă nimic. Acolo oamenii și ea de acolo le-am făcut asfalt, trotuare. Merg să duc la biserică, sus la Treieran. Foarte greu să traversează acolo. Mașinile mari vin, coboară panta respectivă, stau și uită stânga-dreapta. Ferească Dumnezeu să nu se întâmple ceva acolo. Vă rog să luați cu campul acesta. Tot legat de acest aspect, v-aș ruga să țineți cont și să rămână, deci, bătut în cuie în proiectul de buget pe 2015, așa, așternem unui covor asfalt din Beniamin Păsari. Deci, odată cu intersecția, să rezolvăm și problema străzii respective. Eu am studiat de mult timp, am făcut și o adresă anul trecut în legătură cu acestea. De asemenea, v-aș ruga să țineți cont că în anul 2013, Consiliul Local Oraș Târgu Neamț a dat o hotărâre de Consiliul Local în iunie 2013, nu am numărul ei, dar deci din iunie 2013, care spune așa. Se aprobă obiectul de investiții, modernizare drum comunal 7 Oraș Târgu Neamț, cu o valoare de o parte dintre colegii consilieri atunci, eu am avut o serie de intervenții în legătură cu această investiție și atunci o parte a spus, dar de ce nu ești bucuros că vin banii pentru această investiție? Deci sunt bucuros, am cătat din nou când am pus memoria la cercare, am cătat cărtiuța asta și am venit în fața dumneavoastră. Ce-am spus când vă spun, dar trebuie să vă spun, că e ședință din Consiliu. Deci, scrie, v-aș ruga, domnule primar, având în vedere, prin modernizarea acestei străzi, strada Libertății, deci așa, din Consiliu, trebuie să găsim o soluție și pentru traficul greu de pe Mărășești. Trebuie să ne gândim, să găsim o soluție. Trebuie să fie o soluție. Atât am înțeles. Domnul Consiliu, da? Începând de anul trecut, la aprobarea bugetului, noi am aprobat o comisie, nu știu dacă mai are valabilitatea, care la anumite sume de bani, anumite activități, era cea care ținea cont sau făcea chiar împărțirea după nevoile fiecare. Mă refer la cele religioase. Dacă se mai menține valabilitatea acestei comisii. Comisia cu evaluarea proiectului, da? Păi, suma de bani care să apără... Acești bani care sunt prezenți aici erau comisii formate din 6-7 ani. Așa, se respecte. Deci să menține, da? Deci este un regulament. Este un regulament. Da. Regulamentul respectiv... Vedeți, nu uite proiectul este depus în anul ăsta, că au trecut autorități.
Nu, nu am pus. Deci cei care nu vor depune proiecte? Am vrut să văd dacă nu e vreodată de comisie. Aici este o dată de Consiliu. Este un regulament aprobat de Consiliul Local. Pe regulamentul ăla vom merge în fiecare an. Pentru cei care depun proiecte, pentru cei care nu, Doamne ajută. Da, trebuie să știți foarte clar că anul acesta prioritatea va fi să plătim pavelele la toate bisericile. Banii foarte puțini de aici. Deja sunt în proces. Plătim pavelele la biserici în proces deja. Dar sunt deja în proces, așa este. Deja sunt. Da. Domnul consilier Cosman? Da, o întrebare. La protecția mediului. Aici costă 3 miliarde de lei. Deci, transportul noi, depozit temporar, depozit giro. Deci este vorba de transportul gunoiului de pe domeniul public la giro. Deci asta este de ceva în afară de 28. În afară de 28. De 15. Nu, aia sunt la cetățe. Restul gunoiului care le strânge gunoiului de primarul Zanii, de la plebea, de domeniul public. Tot ce dau domeniul public și strângem noi și nu plătește nimeni, trebuie să avem... Nu poți să pui să plătească cetățeanul. Nu trebuie uitat că trebuie dus gunoiul la care l-aveam. Ca să mai spunem că mai avem un gunoiul la... La deja strâns pe viitor. Da, nu știu. Ai fost acolo. Da, eu aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți, vă rog. Este aici o sumă trecută de 50.000 la amenajare și plantar cetate. Din discuții știu că o să preia acolo lucrările civile. Este vorba de acea alei și statuile care sunt acolo, trebuie să le facem noi. Era bine de specificat aici, da, că ștrasul deja e... Strandul va suporta Civitasul, noi deci facem mai alei. Aleia cu statuie, da, înțeles, mulțumesc. Să punem la vot proiectul de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? La acest proiect mă abțin, sunt în incompatibilitate sau am interese la PD-ul Răuzani. Câmpianu și domnul Stoica s-a abțin. Dar mă abțin și eu și eu. Dacă îmi permiteți, eu am să-și motivez faptul. De ce mă anume mă abțin? În ședința ordinară, la sfârșitul acestei luni, am să fac public care sunt obiectivii care consider că meritau incluse în acest proiect, în interesul orașului nostru. Dar puteți veni cu de acum cu proiectul. Nu mai să veniți cu soluții și din punct de vedere financiar, că așa ar vrea să fac în cerul orașului ceva, dacă n-am mai ce probleme. Nu trebuie să mai spun la nimeni, că știi toată lumea. Eu sunt unul dintre cei care se vor mutat până la Oza, pentru a readuce cetatea Neamțului la noi, în Consiliul Local. Pentru asta, sigur, vor trebui bani. Pentru o casă de avocatură, pentru un avocat, pentru un jurist. Așa, pentru zilele cetății, să le facem noi, dacă va fi a noastră. Și nu mai spună nimeni că cetatea Neamțului nu s-a vândut în Neamț. Domnul Apoc, știți ce spun. Cetatea Neamțului s-a vândut la 45 de km din Piatra Neamțului. Este rușinos. Eu dacă mai aflam o locul noastră, apoi că eu plecam în secunda 2. Nu este drept să spui cetatea Neamțului. Domnul consilier, nu? Omul ăla nu a zis un neadevăr. Nu, într-adevăr, a spus una, au ocolit un adevăr. Spuneți dumneavoastră. Prezentarea care am făcut-o cu noi. Deci a fost făcută de aici, de prezentarea care am făcut-o noi. Știți foarte bine că era făcută. Dar, repet, repet, lupta asta trebuie dusă diplomatic. Exact. Și pentru asta noi trebuie să ne pregătim. Să fim pregătiți. Și în timp. Dar nu putem să... Trebuie cucerită, nu? Deci nu putem lua pe vremea lui... Adică nu putem merge cu armi și cu suliți la Consiliul Județean să începem... Nu, mergem cu cineva avizat. Un jurist care să-și facă treaba, o casă de avocatori, domnule, este a noastră, nu se poate. Toate cetățile din România sunt la... Dar nu ne trebuie jurist, domnul... Nu trebuie jurist. Ne trebuie hotărât din Consiliul Județean și cu asta basta. Nu trebuie jurist. Și noi după aia sunt... Consiliul Județean trebuie să voteze. Ia, să trebuie să merg cu avocat acolo. Da, da, după întâlnirea comună care am avut-o, nu prea reiesă treaba asta când discursul ce este. E vorba de parteneria, asta e. Tocmai de asta, că nu poate da. Eu știu sigur, domnul Dron, și știu și de ce râdeți acum. Și râd și eu. Știu sigur că picare frumoasă, elegantă. Eu am spus poezii, că vorbeam, m-am criticat că de altfel când am spus poezii. Am fost gazdă și m-am comportat ca o gazdă, așa, de acum domnul consilier, eu știu foarte bine la ce vă referiți și vă referiți exact la faptul că
nu zice nimeni multe, dar cea de este noastră, e clar. Vă referiți la faptul că acele fonduri care se încasează la CEDA de Anțului revin complexul muzeal de țară. Absolut. Eu vă spun că din ce m-am documentat eu până acum, primăria Târgu Neamț, nu, nici acum 5 ani, nici acum 10 ani, nici acum 20 de ani, nici acum 30 de ani nu au încasat niciodată bani din acele fonduri. Celor care au fost. Deci eu ce acte am găsit în primărie din anii 70 încoace, totul a fost gestionat de complexul muzeal județean Neamț. Dar anii 75 ar trebui să spune cineva ceva, domnule. Eu am înțeles, dar ideea este în felul următor. Trebuie să mergem noi cu o propunere. De fapt ați văzut când a fost domnul președinte al Consiliului Județean că ei sunt deschiși la o colaborare. La negociere. La negociere. Dacă îmi permiteți și mie. Domnul Mișu. Diferența dintre 70 și acum este clară. Deci acum avem voie să vorbim. 44%. Dacă îmi permiteți și mie, Comisia de Cultură își dorește foarte mult să aducă Cetatea Neamțului la Târgu Neamț, la ea acasă, cu alte cuvinte. Propun ca în momentul în care aveți această discuție să fie implicată și Comisia Economică pentru a face și un calcul economic, să vedem într-adevăr tot dacă... Tot orașul trebuie să fie implicat. Eu am spus Comisia Economică care face parte din Consiliul Local. Da, da, da. Țin urbanism. Trecem la nota de propunere suplimentară 1, cu un proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean. Vedeți? Dacă am fost gras de bune, cum am primit banii la Consiliul Județean? Comisia 1? Favorabil. 2? 3? Aviz la hotărâre. Ei nu au fost proiectul de hotărâre. Ei nu au fost gras. Împotrivă? Nu. Te abține? Nu. Și apoi? Nota de propunere suplimentară 2, care am discutat-o în comisie astăzi, cu trei proiecte de hotărâre. Primul, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la spitalul și la Sfântul Dumnezeu Târgu Neamț pentru trimestrul 1-2015. Comisia 1? 2? 3? Discuții? Nu mai sunt, o vot în comisii. Supunem la vot. Cine sunt pentru? Împotrivă? Se abține? Mulțumesc. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind deblocarea în vedere spațiului la concurs a unor posturi la Spitalul Roșinesc cu Dăzii de Târgu Neamț. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține. Vă mulțumesc. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Spitalului Roșinesc cu Dăzii de Târgu Neamț. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Suprema voastră, cine este pentru? Împotrivă, se abține. Epuizată ordinea de zi, vă mulțumesc. Extraordinar. Vă mulțumesc. Vedem la ședința ordinară.